Astăzi am venit aici împreună cu familia mea pentru a fi alături de familia Bonnariu, de familia Nan, de familia Vrămescu și de toate familiile care trăiesc o dramă asemănătoare. Astăzi sunt 150 de zile de când familia Bonnariu trăiește o dramă pe care niciunul dintre noi părinții nu ne-am permite nici măcar să ne gândim la ea. Gândiți-vă la 150 de dimineți în care mama se trezește dimineața și din instinct vrea să meargă să facă pachetele copiilor pentru școală. Și paturile sunt goale. Gândiți-vă la 150 de zile în care tatăl se întoarce de la servici și este obișnuit să-l întâmpine copiii în prag și să ia în brațe, să-i sărute pe rând. Și ușa casei nu se deschide când se întoarce el. Gândiți-vă la 150 de zile când părinții ar dori, înainte de culcare, să îngenuncheze împreună cu copiii lor, să spună o rugăciune, Tatăl nostru sau Îngerelul, sau orice altă rugăciune. Care-i durerea? Cât de mare poate să fie aceasta când o mamă trăiește această dramă? Ce poate să fie mai greu decât să smulgă pruncul de 3 luni de la sân? Suntem aici toți să spunem familiei Bonnariu că le înțelegem durerea, că suntem alături de ei și să le spunem că avem credința nezdruncinată în Dumnezeu că va rezolva această situație. Dar astăzi sunt aici nu doar pentru familia Bonnariu, Nan, Avrămescu și celelalte familii. Astăzi sunt aici pentru familia mea. Astăzi sunt aici pentru familia dumitale. Pentru că nimeni nu ne poate răpi acest drept de a le spune copiilor noștri că rugăciunea este o stare de vorbă cu Dumnezeu. Că atunci când vrem să ne rugăm, putem să spunem Tatăl nostru care ești în ceruri. Nimeni nu ne poate răpi acest drept de a învăța pe copii și a experimenta în casele noastre că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și că El este onorat când coroana creațiunii Lui își face timp să stea de vorbă cu Dumnezeu. Cine îmi poate răpi dreptul să le spun copiilor mei că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Că este singurul cuvânt pe care este clădit universul acesta. Că este singurul cuvânt pe care se pot baza și în vreme cu soare și în vreme de încercări. Cine poate răpi dreptul să le spun copiilor mei că Dumnezeu totdeauna se ține de cuvânt? Spune Sfânta Scriptură că El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și ele iau ființă. Dar astăzi nu sunt aici doar pentru familia Bonnariu și celelalte familii. Astăzi nu sunt aici doar pentru familia mea și pentru familia dumitale. Astăzi sunt aici pentru națiunea română, pentru ființa noastră creștină națională, pentru că nu trebuie să permitem nimănui să ne răpească dreptul, indiferent ce secol trăim, să ne putem lua de mână copiii și să mergem dimineață cu ei la biserică. Nimeni n-are voie să ne răpească dreptul de a găsi modalități de a ne raporta la Dumnezeu în zile de sărbătoare și în zile fără sărbătoare. Astăzi suntem aici pentru a ne uni împreună toată ființa creștină,
Nu contează ce denominațiune creștină suntem, că suntem de la frații ortodoxi, de la frații catolici, de la frații baptiști, adventiști, penticostali sau alții. Vreau să vă spun ceva. Toate bisericile creștine, doctrina este asemănătoare 90%. Diferența este pe 10% și diferența aceasta este pe lucruri interpretabile, neinterpretabile. Diferența aceasta nu este pe lucruri, mă scuzați, diferența aceasta este pe lucruri interpretabile, nu este pe lucruri neinterpretabile. Trebuie să ne unim astăzi forțele, indiferent de ce denominațiune venim, și să spunem tuturor că cel ce a instituit familia este Dumnezeu. Că prima instituție a lui Dumnezeu pe pământ se numește familia. Că Dumnezeu binecuvintează familia cu copii. Și că părinții sunt cei mai autorizați să poată să educe pe copiii lor în frica și temerea de Dumnezeu. Sunt convins că adunarea noastră astăzi va avea un răspuns. Sfânta Scriptură spune că dacă se unesc doi sau trei, să ceară un lucru, le va fi dat de Tatăl nostru care este în ceruri. Noi aici nu suntem doar doi sau trei, dar trebuie să vă spun ceva. În această zi nu suntem adunați doar în două sau trei locuri. În această zi, creștinătatea românească, indiferent unde se află ea, pe Mapamond, și-a pus în calendarul de activități a ei, ziua de 16 aprilie 2016, ca să fie alături de familia Bonariu, ca să poată să militeze pentru familia noastră și pentru să poată sprijini familia creștină românească. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-am adunat aici și am convingerea că tot ceea ce El a promis va înfăptui. Aș dori ca activitatea noastră să meargă mai departe, pentru ca nicio ființă românească să nu mai trăiască această dramă. Așa să ne ajute Dumnezeu! Amen.